Începerea lucrului în AutoCAD Map3D 2014 se face prin deschiderea acestuia utilizând iconul plasat pe desktop conținând numele programului sau utilizând calea din meniul Start al programului Windows, All Programs, Autodesk, Autodesk AutoCAD Map3D 2014 și alegând apoi opțiunea AutoCAD Map3D 2014. Versiunea 2014 oferă o interfață prietenoasă, foarte asemănătoare cu cea a programului AutoCAD, interfață pe care o vedeți deschisă în acest moment pe ecran. Aceasta având deschis de asemenea un desen generic denumit Drawing One. Activitatea poate continua prin accesarea comenzilor de desenare și crearea obiectelor ce vor face parte din noul desen, importul de date geografice specifice și crearea de forme de relief pe baza datelor măsurate în teritoriu. În partea stângă a interfeței, în partea stânga sus, se află meniul de aplicație, denumit în engleză Application Menu, meniu care conține comenzile generale de lucru cu fișiere, de tipul New, Open, Save sau Save As, opțiunea de tipărire plasată într-un meniu denumit Print, unde găsim comanda Plot sau comanda Batch Plot, spre exemplu, comenzile de publicare, Publish, și opțiunea de trimitere a desenului realizat în AutoCAD Map3D prin e-mail, transfer electronic. De asemenea, găsim aici opțiuni legate de Drawing Utilities, utilitățile de desenare, aceleași de altfel ca și în programul AutoCAD, precum și opțiunea de închidere a desenului, și anume Close. Putem accesa din acest meniu o listă a desenelor deschise recent, denumită Recent Documents, și de asemenea o listă a desenelor deschise în sesiunea de lucru în care suntem. Tot de aici, din meniul de aplicație, în partea de jos, avem acces la Options, comanda Options, care deschide interfața cu același nume, casetă de dialog în care putem schimba diverse opțiuni legate de interfața programului. Spre exemplu, în fila Display putem schimba culorile interfeței, având aici, de exemplu, culoarea de background, culoarea de fundal pentru spațiul 2D Model Space sau culorile pentru diversele elemente prezente în zona grafică. În Table Files putem schimba sau gestiona calea în care programul AutoCAD Map3D 2014 își salvează fișierele în mod implicit. Tot aici, în partea de sus, în partea dreaptă, avem opțiunile pentru Help. Putem accesa interfața de ajutor a acestui program, unde putem obține informații despre toate comenzile și toate opțiunile pe care acesta le are la dispoziție. În tabul Learning AutoCAD Map3D, în subtabul Get Started, găsim, spre exemplu, noutățile aduse de această versiune. Tot aici, în lista derulantă, aferentă opțiunilor de ajutor, găsim un ecran care se numește Welcome Screen, un ecran de bun venit, în care vom găsi scurte tutoriale video legate de principalele activități pe care le putem desfășura
în acest program. Puteți să le urmăriți pentru a avea o primă idee asupra a ceea ce veți putea face în programul AutoCAD Map 3D 2014. În lecțiile care vor urma, voi intra în detaliu în setul de comenzi, prezentări generale asupra meniurilor și utilităților oferite.